Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Autoritățile locale vor să se folosească în promovare, în promovarea noii destinații turistice, de povestea inginerului care a proiectat tunelul și care s-a curentat la inaugurare și a și murit, săracul, îmi pare rău. Asta e o veste tristă. Da, deci... s-a întâmplat acum 100 de ani. Deci, dar oricât e. Deci, s-a prescris. Da. E vorba de săracul om, e vorba de tunelul feroviar Teliu în torsura Buzăului, care are peste 4 km lungime, mai precis 4.379 de metri și a fost făcut prin anii 20 ai secolului trecut. Când românii aveau curaj să sape un tunel. Da, domnule, cum s-a pierdut această știință formidabilă? Au făcut un tunel de 4 km și aproape jumătate acum 100 de ani. Nu, de atunci nu s-a mai întâmplat. Cum au reușit ei să facă atunci asta, nu știm. A fost deschis circulație în 1931 și 3 ani mai târziu a fost și inaugurat efectiv. Dar în cadrul unei ceremonii care a avut loc atunci. Stai puțin. Deci atunci, pe vremea aia, nu se înghesuiau să facă mai multe inaugurări? Da, era exact. Până dădeau drumul la, nu știu, tunel în cazul ăsta? Da, aici au greșit, vezi? Că... adică au dat drumul circulației și avea peste 3 ani, au venit niște unii și au făcut inaugurarea. Aici a fost și greșeala. Putori atât. La inaugurări, nu se harnici la inaugurări. Da. Ăia trimiteau inginerul să facă lucrarea la murea pe acolo și nu se închiseau să-l inaugureze. Da. Ceea ce urât, dacă stai să o gândești. Deci situația a fost așa, deci după 3 ani de folosință s-a făcut o ceremonie pentru inaugurarea propriu-zisă și acolo s-a conectat tunelul la rețeaua electrică și săracul inginerul Colțân a murit electrocutat în timp ce încerca branșarea. Sunt convins că nu a avut preot. Că de acolo, de fapt, a pornit tradiția datina preotului la inaugurare, că uite ce nenorociri s-au întâmplat. Eu cred că de atunci au hotărât să inaugureze lucrurile înainte să devină funcționale. Da. Practic, inaugurarea i-a curmat viața bietului. Deci de la asta a fost. Ei s-au adunat, au zis, ce s-a întâmplat aici? Păi, uite, am inaugurat și uite, vezi, dacă funcționează. De acum, toate inaugurările se fac înainte să funcționeze ceva, că dacă nu funcționează, nu avem curent, nici nu... Bă, dar eu nu înțeleg, adică, cum adică autoritățile vor să promoveze tunelul respectiv. Acum. Deci, folosindu-se de moartea săracului om. Așa. Adică, până la urmă, bă, o tragedie ca asta se poate întâmpla în cazul unor construcții de genul ăsta. Stai, domne, că nu e totul. Adică, da, ar fi o chestie. Adică, poate cine știe, peste vreo 50-60 de ani, primarul Bucureștiului ar vrea să facă pasajul ăsta de la erogării de aici, de la intrarea din București, obiectiv turistic. Că au murit niște muncitori când se săpau. Chiar. Adică, serios, e un pic dubios. Dar nu s-a terminat. Deci, în primul rând, că, băi, tot să remarcăm, ce inaugurări erau pe vremuri. Adică cu happening-uri, cu întâmplări, adică ajungeai la știri, serios. Acum ăștia se chiune în vieții de ei să inaugureze de 3 ore în obiectiv un WC pe undeva sau o scară exterioară la o grădiniță până când ajung și ei la știri, a treia oară. Atunci nu era nevoie, adică lucrurile erau mai clare, mai precise. Dar să venim la zi, primarul din întorsura Buzăului, domnul Raul Urdă, se gândește să folosească povestea bietului inginer Colțână pentru o mică operațiune de promovare a tunelului, gen să fie cu stafii în tunel. Pe serios, deși cu stafii. Deci apare și inginerul? Da. Aș vrea să citez. A declarat domnul Raul Urdă pentru postul We Radio din Sfântul Gheorghe. Citez. Va fi un tunel al groazei. I-auzi. Un tunel în care trenulețul poate să se oprească la jumătate. Putem pune, foarte tare asta, cine s-ar aștepta? Putem pune un filmuleț cu o stafie pe un videoproiector. Imagini din timpul în care s-a construit acel tunel, se poate crea un obiectiv turistic și din această poveste, a declarat primarul Raul Urdă pentru postul lui radio din Sfântul Gheorghe. Deci la jumate se oprește, povestea de groază începe, pac, și inginerul Colțână apare pe videoproiector bietul de el. Sper că înainte să se curenteze totuși. Adică, măi, cum? Ce să... Stai puțin, asta e un parc de distracții? Sau... Da. Se cheamă parc tematic ăsta. Parc tematic? Da. Da. Dar... foarte apreciate în vest. Da. Aparent e singur obiectiv turistic din zona, zice și posibil obiectiv turistic. Oamenii ăștia nu se gândesc înainte? Serios acum? Nu știu, frate, poate și în America se face așa. Ce? Asta mi-aduce aminte de o poveste, apropo de nu se gândesc înainte. La Zărnești e o rezervație de asta de urși. Zimbri. Nu, urși. Zimbri.
Urși. Am mers urși. Urși. Au și urși, au și zi. Da? Și am mers la Zărnești, lângă Râșnov. Așa. Urși. Ăia. Și la Neam sunt zimbri, măi, Adi. Da, mă, urși aia jumuliții, știu, am pus și eu. Mai bine de dă drumul. Așa. Și am mers cu copilul cu câțiva ani. Zic, ai, tati, uite, să mergem la rezervație. Să mergem la rezervație, să vedem urși, să nu știu ce. Așa. Toate bune și frumoase, copilul foarte curios, fericit pe locuri, noi fericiți că i-am umplut timpul și așa mai departe, doar că la un moment dat îți prezintă un film, zicea, puteți intra aici, vă așezați și vă pune tot așa cu un videoproiector despre istoria parcului, de ce au făcut parcul, cum au vrut să salveze, doar că acolo sunt povești foarte triste. Și am ieșit cu Alexandra plângând de acolo. Câți îngrijitori au fost mâncați de urși? Asta nu spune. Cert e că a ieșit copilul traumatizat după ce a văzut ce pățesc urși. Știi, adică noi ne-am dus de bine acolo, zic, bă, uite, arătăm copilul animale. După ce am văzut urși, propriu zis, trebuia să iasă. Doar că n-am termen de comparație. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.